Salut pe grădinari cu dor și le doresc foarte mult spor. Avem mentă din anul ăsta. Destul de parfumată. De obicei menta o tai când aproape când florile sau când a început să florească, atunci eu o tai, e cea mai parfumată mentă. Adun buruienele care apar printre ele. Am și flori înăuntru. Am un crin exact aici în mijloc. Acum văd că ăsta s-a ofilit, adică s-a uscat, s-a putrezit. Dar crinul o să îmi crească, știu eu, cam într-o lună de zile o să fie văzut. Orice buruiană trebuie scoasă, aruncată și când tăiem mente să avem o mentă curată. E imposibil să nu crească buruieni. Dar doar că trebuie să avem grijă să avem mentă curată. Am pus, după cum vedeți, într-o cutie de plastic, să fiu sigur că pot să o întrețin și așa apar intruși printre plantele mele care îmi fac un ceai foarte bun. Iubesc ceaiul de mentă. Și e, unii folosesc și la mâncare mentă. M-am gândit și eu pe viitor să folosesc, să văd cam ce ar spune bucătarii noștri cum înmulțim menta. Am smuls o bucată de mentă, se vede, da? Am pregătit o cutie cu pământ, compost făcut de mine, da? Se vede, are coș de ou, au fost fructe, coș de fructe, cotoare de măr, toate au fost tăiate, mărunțite și de anul trecut până acum s-a făcut un foarte bun compost. Deci va fi o hrană foarte bună pentru menta noastră. Ca să o mulțim, să fim siguri că e va face mai multe, după cum vedeți, are pe aici niște începuturi. Ele nu vor crește dacă nu vor fi tăiate, secționate. Da? Ca să se mulțească, să crească mare, da, se vede diferența cât a crescut asta și cât a crescut celălalt. Dacă le tăiem, le separăm în mai multe, atunci cu siguranță vom avea mai mult rod, mai multă plantație, se spun așa, da? Vedeți? Și eu pe aceasta o pun cu totul în pământ. Deci am lăsat bucățică de tulpină cu începuturi de crenguțe și acoper rădăcinile la fel ca să fie, să iasă la fel peste tot. Vedeți că e aproape peste tot la fel, crescut frumos, îmi place cum a crescut. Atunci trebuie să avem parte de rădăcină aici, parte de crengi, rădăcină, crengi. Să fie uniform. Din rădăcină va da mai repede, din crengi mai târziu un pic. Și atunci cu siguranță vom avea multe plante. Astupăm frumos. Și acum cam în 2 săptămâni va începe să
dea frunzulițe micuțe, va crește plantele și cu siguranță într-un an de zile veți avea două tăieri la primul an. Dacă ați avut, ați făcut exact ca mine, veți avea parte de două tăieri, iar în cutia asta o să am parte de trei tăieri. Trebuie hrănite la fel cu hrană naturală și veți avea niște ceaiuri excelente. Până vom bea un ceai împreună, vă doresc cât mai multă mentă să faceți.